Salutare tuturor! Haideți că revin cu lucru pe noul proiect, că treaba abia e începută numai și deci mai sunt multe de făcut. Dacă ați urmărit canalul, ați văzut că în videoclipul trecut am reușit să dezmembre scooterul și să dau jos motorul de pe el. Am pregătit și cadrul de ATV, am dat jos și GPS-ul la ce nu mai trebuia și l-am pregătit să pun motorul de pe scooter pe el, dar când am încercat să pun motorul sus, nu prea a vrut să intre din cauza că asta era un cadru destul de mic și motorul de pe scooter era foarte mare, mult mai mare decât mă așteptam, așa că am fost nevoit să prelungesc un pic cadrul, după care între timp am luat și mașinuța la dezmembrat și am testat plasticele să văd cum ar da. Apoi am fost nevoit să întorc și puntea de pe spate, că pinionul nu era pe partea care trebuie. Din fericire am reușit să rezolv și problema asta și totul părea să meargă după plan. După am început să lucrez pe suporții de motor, dar nu am mai apucat să-i termin, așa că în prima fază de asta o să mă apuc acum. Deci aici vedeți că am modificat suportul de motor original, ce era pe scooter, ca să-l pot prinde de ATV. Aici mă gândeam să-l prind în prima fază cu două țevi de jos și deci am pregătit țevile și m-am pus să le sudez. În prima fază le-am prins doar un pic cu sudura să văd dacă totul e în regulă. Apoi am încercat să dau jos și motorul să văd dacă îl mai pot scoate și părea să fie ok. Motorul ieșea destul de ușor, la fel și suportul părea că rezistă bine, deși încă nu era sudat complet. E intrat la fel, intra destul de ușor la loc, deci treaba era bună până aici. Apoi ca și întărituri suplimentare, i-am mai făcut încă două țevi ce le-am prins în partea mai din față. Le-am sudat și pe alea și cam atât a fost pentru moment cu suporții de motor. După care am luat un pic plasticele ca să văd așa care ar fi poziția mea pe ATV sau pe struțocămilă, că deja nici nu știu cum să-i zic, că nu mai e nici ATV, nici cart, nici scooter. Aici vedeți că am montat la loc și suporții original pentru picioare, că păreau să vină cam unde trebuie și cam așa mă gândeam să-l fac cumva. Vedeți că l-am lăsat mult mai jos de spate. Volanul mă gândesc să-l pun undeva peste motor și deci poziția mea o să fie ceva de genul ăsta pe el. Bă, e destul de complicată situația aici. Vezi că am coborât cadrul destul de mult. Arcul e aici, l-am pus aici, atunci el a coborât. Cum atât, încerc să văd cam care ar fi poziția. E stat în el și tare multe variante nu îs. Am așezat așa plasticele cam cum o să vină și gen cam asta o să fie poziția cumva. Destul de mare strâmtoare aici, da? Deci cam așa, să stai cu picioarele. La picioare am pus suporți ăștia ce au fost pe cadru înapoi, că vin cam unde trebuie. Și volanul o să fie undeva aici. Aici o să pun volanul. Motorul o să-l ai aici între picioare. Lanțul la fel. Aici cred că o să adaptez un scaun cumva în partea din spate. Și cam asta o să fie. Mă gândeam să modific mai mult cadrul în spate, ca să coboare și mai jos. Dar deci nu prea îmi dă cu ce am eu aici dacă îl fac așa. Și în felul ăsta cum e acum, cât de cât decent, că stai mai sus și atunci poți să stai cât de cât comod cu picioarele pe suporții ăștia. Dacă aș coborâ mai în jos de acolo, deja ar fi incomodă poziția. Deci cred că o să fie ceva de genul. Nu știu cum o să iasă, dar aici o să vină cumva un scaun. Trebuie să caut un scaun pe net. Aici evident că o să întăresc partea asta din spate, unde stai, și aici o să sudez o țeavă. O să las arcul numai pe platbanda asta subțire. Aici o să mai vină restul țevilor. Și apoi mai vedem ce mai fi. Hai, dați că între timp mi-au venit și ceva colete. Vedem ce avem aici. Deci asta e pompa de benzină pentru Polaris, nu pentru proiectul ăsta, dar de ăsta nu o să mă ocup acum.
Nu mai scot de aici, deocamdată. Am o grămadă de chestii pe el. Asta e una. Deci aici se pare că e lanțul cu pinionele. Lanțul ăsta deja mi se pare că e mai lat ca cel acela meu. Ceea ce nu-i prea bine. Sper că măcar pinionul e bun. Deci după cum vedeți am luat două. Dar ăsta cred că o să-l folosesc. Dacă merg pe lanțul ăsta. Lanțul ăsta e bun. Și văd că intră și aici Pax. Are un pic de joc. Da, o să-l fac eu cumva să stea. Asta ar fi numai bun aici. Între lanțurile astea, singura diferență e că ăsta e mai lat. Ăsta e mai îngust. În rest, scan la fel. O să văd cât e de lung ăsta. Ar fi bine să fie mai lung ca la ce am eu. E un pic mai lung. S-ar putea să am noroc să ajungă. Ar fi super, că e și mai gros. Să vedem. Deci lanțul ajunge, că mai și rămâne. Cred că o să iasă bine. Nu știu, mai rămas coletul ăsta. Vedem aici ce e. Grijă cu cutter să nu scoțălesc. Asta da. Ah, ce faine. No, deci asta e volanul. Numai bun, mă gândeam că fi prea mare. Dar e ce trebuie. Cam așa o să vină undeva aici. Dacă tot o să iasă bine. Da, acum vreau să mă apuc de pinionul ăsta. Prima fază. Văd eu cum îl prind Pax. Are un pic de joc, trebuie să-i fac o bucșă cumva. Și-a pe cumva sudat, fain. Să-l semnez exact unde vine poziția. Vine lanțul fain drept. Și cam asta e treaba. Mai des că am pus motorul pe masă, lucrez un pic mai ușor cu el. Pinionul ăsta văd că are și gaura asta aici. Deci mă gândesc că după ce o să-l sudez, o să încerc să-l străpung. Să-i bag și un șurub de siguranță. Și așa clar, nu se mai rupe de acolo. Acum trebuie să găsesc ceva bucșe, sau să văd cum fac. Ca un pic de joc. No, hai să am găsit și bucșa. E o bucată de țeavă. De acolo din resturi, ce am tăiat de pe ATV. O trebuie să o crep un pic, că altfel nu intra. Dar eu sper că o să fie ok, oricum trebuie să o bag cu țeava asta, că mi-ar destul de greu. Și după asta vine numai bine. Deci vine numai bine, la fix. Normal nu merge foarte greu. Dar așa cu un pic de bătaie. Intră numai bine. Să văd cam până unde trebuie să bat.
Cam ceva de genul, un pic înapoi. Așa, ceva. Cam așa. Asta pe el. Eu aici, invers, așa. No, eu zic că a fi treaba bună. Asta sudez aici și asta a fi. Să încerc să-l învârt un pic. Chiar dacă nu e 100% centrat, dar trebuie să fie centrat. Deci e perfect acum. Deci asta trebuie sudat aici. După o să încerc să-i dau o gaură. O să încerc acum, poate mai bine acum. Acum are să fugă. Haideți că nu mai stau pe gânduri și îl sudez. Acolo nici nu știu dacă o să-i bag eu șurub. Nu o să slăbesc axul. Oricum, dacă e sudat bine, trebuie să reziste. No, haideți că pinionul e sus. E sudat. V-am mai zis eu că nu sunt cel mai experimentat sudor. Sunt cam începător, dar din sudurile astea nu cred că mai scapă. Oricum e fain, very fine. Nu joacă, nu nimic. Pare să fie centrat destul de bine. Și eu sper că fie ok. Bă, deci asta e definitiv aici. Că mai mare nu pot să pun. Că nu mă lasă cadru. Mai mic, nici într-un caz nu cred că o să-i trebuiască. Numai mai mare. Asta mă tine să nu fie viteza prea mică pe el. Da, mă gândesc că în caz că e prea mică viteza, pun cumva pinionul ăsta pe spate. Și așa se rezolvă problemele. Mult mai mic ca și ăla. Evident că îi trece la asta o bucșă sau ceva, dar oricum în prima fază o să văd eu cum merge așa cu pinionile astea. Sper să fie ok. Și nu-mi temie nu știu ce viteză, dar măcar un 50-60 să meargă și e bun. Și acum ce urmează să fac? E să proiectez cumva țevile astea la cadru, care nu o să fie prea simplu de făcut. Problema era că nu puteam să mă duc drept cu țeava, că îmi stătea motorul în cale și deci trebuia să mă duc cumva pe lângă motor. O altă problemă era că dacă le făceam așa fixe, după nu mai puteam da jos motorul, așa că o trebuie să mă gândesc un pic aici cum să fac. Și după vreo 2 ore de lucru, cam asta a ieșit. Nu strica să am un aparat din acela pentru îndoi țevi, dar din păcate nu am așa ceva, așa că o trebuie să mă descurc cum pot și să le fac cu flexul, dar o ieșit destul de decent. După mai trebuie făcute și părțile astea de sus, o mai rămas apoi să sudez locurile unde am tăiat cu flexul, ca să pot să le îndoiesc și după să le sudez pe cadru. Adică doar partea asta din dreapta o să sudez, că cealaltă trebuia să o fac cumva demontabilă, că altfel nu mai puteam da jos motorul. No, bă, să cam împute treaba. Ce pus să ningă de numai. Deci, nasol. Greale condiții de lucru. Bă, ieri am apucat să fac țevile astea pentru cadru. Bă, și chiar bine, da. Aici s-ar putea să fiu nevoit să modific. Că nu am uitat eu atent și nu prea mai intră carburatorul. Adică ar intra carburatorul, cred că, da. Nu știu dacă mai pot să pun filtrul de aer. Aici s-ar putea să trebuiască să modific. Asta deja e prins, e solid de numai. Aici, altă problemă. Asta trebuie să-l fac cumva, să-l pot da jos. Că altfel nu mai pot scoate motorul. M-am tot gândit eu la variante cum să-l prind. M-am gândit prima dată să pun o platbandă, cumva să le cuplez cu o platbandă. Nici n-ar fi arătat bine. Nici ca și rezistență nu prea ar fi bun. Așa că m-am gândit că o să le cuplez așa cu câte o bucată de platbandă din asta mai groasă. Tăiat așa la mijloc și cuplat. Ceva de genul, nu mă gândesc. O să fie cam multă migăleală să le fac, dar cred că e variantă mai bună decât pur și simplu prins așa. Ar fi mult mai ok. Sunt multe chestii, vedeți, dacă nu mi-e spusă pe motor cum e și carburatorul. Am început să fac
Dar de vreo că m-am și grăbit un pic. N-am analizat bine toate chestiile care mai vin pusă. Acum îmi dau seama că ăsta mă încurcă. Probabil și ăsta o să mă încurce, dar oricum filtrul de aer mă gândesc să pun eu altul, sport, mai mic. Îl pun înapoi cutia aia mare că nici nu prea am loc. Și cam asta e. Acum trebuie să verific cum intră carburatorul. Dacă intră, poate las așa, dacă nu un pic mai împing ăsta, dai un pic aici și îl dau cumva încolo. Și după mă apuc să fac piesele astea, decupez și cadrul, să văd cum tai aici niște bucăți de platbandă, trei găurite, deci e mult de lucru. Mie că măcar ieri am apucat să fac piesele astea. Ieri am făcut câteva ore mai libere și am vrut să le fac. Să vedem, da, eu mai apuc să fac și astăzi ceva. Așa că, hai, dați că mă pun eu pe treabă. Nu am modificat cadrul. Acum am loc destul și la carburator. Bă, am uitat că e așa de mare carburatorul ăsta. Deci vine undeva cam pe aici. Am așa ceva, acum am loc destul. Înainte vine chiar așa deasupra țevii. Aproape că s-ar fi încadrat, dar mai bine să am loc. Încă nu știu sigur oricum ce o să fac, cum o să fie. Dau jos motorul și ce urmează acum, se iau flexul, să încresc țevile astea. Să văd dacă iasă treaba așa cum aș vrea eu. Probabil și țeava asta o să mă încurce la ceva. Sperăm că a ieșit. Teorie ar trebui să iasă. Dar în practică vede imediat. Da, deci am tăiat și cadrul și țeava care o să vină pus aici. Aici mi-am făcut din carton niște șabloane. O să mă duc să tai dintr-o platbandă ceva bucăți. Și cam așa o să vină. Aici nu știu ce nu mi-a dat sau ce s-a întâmplat, că ieri eu parcă potrivit. Dar poate cum am modificat aici la țeava asta ceva s-a mai întâmplat. În fine, să văd ce fac acolo. Deci planul acum e să tai din platbandă după șabloanele astea. Apoi platbanda o sudez aici de asta și cumva țeava ar trebui să intre la loc, după care aici dau câte o gaură în cadru. Deci cam asta e planul, da, să vedem și ce a ieșit. No, deci platbenzile sudate. Bă, deja rezistă bine și așa, fără șurube, că intră cu strângere. Hai că vă arăt și vă cam care e treaba, cum ești afară și cum intră la loc. A, deci cam așa ceva, ui. Intră cu strângere bună. Mă urmează să dau niște găuri aici în toate tripunctele. Bă, nu-s perfecțiuni, nu e și perfecțiuni, tăia cu flexul. Am făcut cum am putut, nici nu s-a văzut tare bine. Așa că asta e situația. Să dau niște găuri și să bag niște șurube. Am dat gaură. Trebuie ceva hamburger mai serios. Mai lărgit un pic cu un hamburger de 6. Și cam așa vin șurubele. Pune un pic apiulițele pe jos. Deci cam așa vin șurubele. Și eu zic că treaba va fi bună.
E așa, e beginalea n-ar strica. Gruvere sau cum doamnele zice. Da, eu că arată bine și așa. Bă, nu e ceva operă de artă, da. E rezistă, vă zic eu că rezistă. Eu cred că rezistă mai bine varianta asta decât aia la care m-am gândit inițial cu platbandă numai așa pe exterior. Ar fi arătat și urât, nu era nici cum. Deci până aici atât ce-s bun e. Aici mă gândesc să mai fac un suport, un motor. Aici jos, acum mă pot adapta de bara asta. Asta mai vedem. Mai e oricum multe detalii pe el. E rezolvat. Pineonul ăsta sper că a fi bun aici. Nu că e sudat definitiv. Bine că l-aș putea și tăie dacă chiar ar fi până acolo. Inițial mă gândeam eu să scot cumva bucșa asta din interior de la roată și de aia să mă adaptez cu pinionul ca să pot să-l și scot în caz de ceva. Mai era și varianta pur și simplu să-i dau gaură aici, să bag un șurub, dar așa mă gândesc că ar fi slab ca rezistență, de-aia mă gândesc să-l sudez. Mai e o variantă să decupez toată roata și să mă folosesc de ăștia în caz că ceva nu merge bine cu pinionul ăla și cumva de ăștia să adaptez un pinion. Deci mai sunt variante în caz că treaba nu o să fie bună cu pinionul ăsta. Deși eu cred că a fi bun. Pinion mai mare nu prea pot să folosesc cu mult, că deja după îmi dă lanțul de cadru. Dacă mai... și pinion mai mic, nu cred că a fi cazul aici de pinion mai mic. Nu știu, am chiar curios cum a fi raportul între pinioane, ce viteză și ce cuplu o să aibă, dar asta o să vedem numai când o să îl pornesc. Până atunci mai mult. Uite, cablajul ăla mie e tare groază. Nu știu cum o să-i fac instalația electrică la loc. Mai trebuie un rezervor. La mâine să-l pun undeva aici. Radiatorul nici nu știe undeva în față. Deci mai mult, mult de tot ce lucru pe el. Da. Hai că acum ce vreau eu să fac e să mă ocup de direcție. Se văd. Mă, dacă tot am volanul, parcă m-aș apuca de asta, să văd cum fac volanul ăsta. Se vină cumva aici. Nu știu cum o să-l fac. Trebuie să mă apuc să tai și din coloana asta de direcție. Cred că o să-mi trebuiască numai unul din articulațiile astea. Da, hai dați că vedem imediat. În prima fază stația asta pe care era ghidonul, cam de undeva de aici, și apoi după aia mă gândesc cum o să proiectez toată treaba asta. Mă gândeam că am noroc să intre țeava asta peste cealaltă, dar nu cred că o să am chiar așa noroc. Poate dacă iau apiliturile. Și după analiză mai atentă, mi-am dat seama că o să am nevoie de ambele articulații. Vedeți că am dezmembrat coloana de direcție și am scos doar axul cu ambele articulații pe el. Aici era bine că aveam și un rulment și mă gândeam că o să mă folosesc de el. Pe capătul ăsta vedeți că i-am pus o țeavă care intra acolo la loc și am blocat-o cu un șurub și țeava asta intră în țeava originală de direcție de la ATV. Am pus acolo mai mult doar ca să îmi țină coloana de direcție pe poziție, că o să urmeze și altceva măsuri. Am pus și plasticul sus ca să văd cum vine și părea ok, dar mai trebuia să tai un pic din țeava de direcție de la ATV ca să coboare un pic mai jos. Apoi am început să lucrez la unul din brațele care o să țină coloana de direcție. Aici în prima fază mă gândeam că e cel mai lejer să mă duc o țeavă de pe țeava de la cadru care e fixă și după câteva tăieturi și îndoituri, cam așa arăta piesa finală. Trebuia doar să sudez de cadru și după gerulmentul acela. Aici vedeți că am reușit deja să-l sudez, dar destul de greu, că am luat o mare țeavă cu rulmentul acela.
Nu m-am uitat prea bine și nu am văzut că în interior avea un fel de cămașă din cauciuc, peste care era doar o tablă destul de subțire, care s-a ars și nu am putut să o sudez cum trebuie. Pentru moment părea că rezistă, dar trebuie să o mai întăresc cumva acolo. După trebuie să prind și bucșa aia originală de pe ATV, să stea fixă. Aici mă gândeam să mă folosesc tot de piesa asta, de care a fost prinsă inițial, atâta că trebuia să o mut mai jos și deci o trebuie făcute ceva modificări și pe ea. Și cam asta a ieșit, a urmat numai să o pun la loc și să o sudez. Apoi am luat volanul și am făcut și la la oprindere. Am sudat-o apoi pe coloana de direcție, dar nu definitiv, doar atât ca să o pot testa și să văd dacă totul merge cum trebuie. După am montat volanul sus și am zis să-i fac un test și părea că e ok. Într-adevăr că nu se virează așa de ușor ca și cu un ghidon, dar e destul de decent totuși. Am pus iar un pic și plasticul ăsta din față, să văd cum arată. Și era ok și ăsta, nu e chiar cum mă gândeam eu la început că o să fie, dar e acceptabil. No, haideți că o să mă opresc și eu cu lucru. Am scos un pic pe pod, am făcut o poză de thumbnail. Bă, mai sunt multe chestii de făcut aici la direcție și de întărit. Dar, în principiu mare, mai oricum n-am mult de lucru. Și întărituri, am zis, aici numai un pic l-am pișcat cu sudură. Dar rezistă, pare să meargă tot ok. Aici am luat eu o țapă cu rulmentul ăsta, că e un cauciuc acolo în interior. Iar are mișcarea asta. Aici cumva mă gândesc să mai întăresc o platbandă pe lângă rulmentul ăsta, adică cu două platbenzi, cu una de jos, cu una de sus, și cumva prin și ăla de suportul ăsta, care oricum o să vină și alte întărituri, încă nu știu exact cum, și o să vină un braț și din partea asta. Impresionant că rezistă și așa, numai cu un pic de sudur aici, care abia o prins în tabla asta subțire că mi s-o ars. Dar rezistă. Arată fain, chiar interesant. Am pus și plasticul pe el și cu plasticul arată ok. Na, în fine. De lucru mai este până-i lume. Habar n-am ce o să iasă. Am încălcat cu șanță în apă. Pa. Bă, deci eu v-am mai zis să nu vă mirați dacă unele chestii nu sunt făcute chiar cum ar trebui sau nu sunt perfecte. Deci cu asta învăț și eu acum. Asta e primul proiect al meu de genul. Habar n-am ce o să iasă, dacă o să meargă. Deci o să vedem oricum. Până acum arată destul de promițător. Chiar dacă v-am zis unele chestii nu sunt perfecte, nu sunt cele mai bune designuri. Da, nu, sunt invenții și astea, prototipuri. Până la urmă, da, de-a fi bine. Pare să fie cât de ok și plasticul. Adică nu vine chiar perfect, dar într-adevăr că volanul era fain să vină chiar după parbrizul ăla, dar e un pic mai încolo. Am astea detalii. No, cam atât o să fie cu video asta, cam atât am pucat să fac săptămâna asta. Nu a fost nicio zi așa să lucrez, să zic, de dimineață până seara. Tot așa câteva ore am lucrat pe zi. No, și cam atât a fost, mă opresc și eu. Nu uitați să dați acolo un like, comment, subscribe. Trebuie să dați și un follow pe Insta. De opri că deja atrag ăștia și clopoceli. No, și cam atât o să fie. Și până data viitoare, eu vă doresc numai bine.